mâna, să rup mâna, te invit pe canal. Încerc să rămân trează. De ce? Ați muncit toată noaptea? Muncim non-stop. Era Luca, te rugăm. Si, sunt un pic nervoză, că e prima oară când sunt aici așa cu de vedete, că eu vreau să fiu vedeta, dar e prima oară când sunt la televizor. Să ne recunosc cine... Un pic nervoză. Nu-i nimic, lasă că te cheamă. Ea este Denisa. Nu, eu sunt Ralu. Ralu! Mi-am confundit sempre tu. Era Luca. Știi ceva, la cum ești îmbrăcată, poți să fii oricine. Eu sunt eu. Nu, eu sunt Ralu. Despre asta este vorba. Prego. Grazie. Ciao. Mai mult nu știu. Ciao. Stat-o jos sau că stat-o bine. Stai jos. Aici cu voi. Certo. Dialog, Ralu. Mamă, ce bine. Ralu, de unde vii? Ralu, de unde vii, te-a întrebat signora Țăru. Nu-i problemă. Eu vin din Italia, m-am întors un pic și vreau să fiu vedetă la Canale D. Dar de născută, te-ai născută aici? Da, si, sunt născută în România, si, cum să nu. Unde? Unde vreau, am vrut mama. Unde a apucat-o? La maternitate. Și ai plecat în Italia, cât timp ai stat acolo? Păi, nu știu... Două ani, nu știu. Dai să schimbat așa accentul, pentru că după 2 ani e normal, uiți limba română. Păi, nu? Când te-ai întors în România, trebuia să stai 30 de zile în carantină ca să înveți din nou limba română. Eu am scăpat de carantină. Mă scuzi. Am scăpat, am fugit. Carantină lingvistică. Ești fugită rău de acasă. În Italia? Păi am fost batante. Ce ai fost? Am avut grijă de... bărbații. În vârstă. Bătrânii, così. Mai bătrâni, mai tineri. Acum la barilor nici nu mai contează ce vârstă au. Spune-mi, te-ai adaptat odată întoarsă în România, te-ai adaptat la... Si, eu mă potrivesc aici în peisagiu și am văzut că multe fete ca mine sunt vedete și m-am gândit să vin și eu la Canale D să fiu vedată. O să facem asta. O să fii, pentru că sâmbătă începe serialul cu tine și o să fii o mare, mare vedetă. Aventuri. De la ora 20:00, nu? Pe strada Speranței. Strada Speranței sempre, Da. Am prietena mea cea mai bună acolo. Seamănă cu mine prietena ei, dar n-a putut să vină azi. N-a putut, că și mai e tanti Mia, care este răutatea pe pământ, Madame Goagăl zisă ea. Dar eu am înțeles că tu, am înțeles de la operat, de la oamenii care nu aveau voie să vorbească cu mine, totuși au făcut-o, pentru că li s-a părut atât de mișto încât au zis, bă, trebuie să-ți povestim ce fac nebunii acolo, că tu ai un personaj foarte complex, că nu ești doar descurcăreață, isteață, ești și băgăcioasă și... Păi normal, preună degeaba, cu bărbată, tu nu bagi degeaba îi se spune personajului pe care eu îl interpretez, respectiv Mia Teodorescu, Madame Goagăl. Pentru că tu le știi pe toate. Știe tot. Păi, măi, dacă stai așa să te gândești când te duci la magazinul din colț, nu vorbești acolo, zici, uite că sunt supărat, că nu știu ce, că aia, că nu știu, pensie, salariu, lumină, lemne, gaze, ce, Doamne iartă, mor fi. Evident. S-a certat cu tare, adică bârfa de cartier, știi? De fapt, strada Speranței, după câte am bag eu de seamă, e România... urbană. E România într-un pe o singură stradă. Si, e România, signora Teo, strada Speranța, e România. Păi e toată România, adică sunt luate tot felul de tipologii. Că sunt mai mulți oameni în România, nu încape pe strada Speranței. Adică e ocupate casele, acolo găsești greu cazare. O întrebare. Si. Blondul e natural. Sempre. Asta. De la mama. De asta nu se întâmplă. Spune mamei tale că îi mulțumim mult. Grazie, mama. Mama în Italia, batantă în continuare și lei. Câți ani are mama ta? E tineră ca mine. 10 ani în plus, cred, 12. Dar s-ar putea să fie mai mult, dar nu-ți face griji legătură cu asta. Arată mama la fel. Vă împrumutați și hainele una celelalte? Ei, nu, sempre, că mama e un pic mai grasă. Grasă. Cătălina. Teo. Cum te-ai adaptat în această frumusețe de... Mi-a fost foarte, foarte ușor să mă adaptez, pentru că lucrez, mare parte din cei care alcătuiesc echipa sunt prieteni da. Și colaboratori pe partea de profesie de ani de zile.
Cu Monica, ce să mai zicem, că suntem practic familie. Este și nașa băiețelului meu, după cum bine știți. Și am lucrat cu Alice Dumitrescu, care mi-este producător de ani de zile. Scriptul și ideea sunt al lui Toni Grecu și știți că mi-este și mentor și prieten de atâția ani. Foarte mulți prieteni și colegi actori ai noștri fac parte din proiect, respectiv Ovidiu Niculescu, Claudiu Maier, Dragoș Mușat, Andreea Doina, Anila Petreanu, Sorin Pârcălab. Avem și colegi pe care i-am primit acum în echipă, mai nou, după castinguri. Și am creat, zic eu, un serial de comedie foarte interesant, cu un umor, așa cum ne știi, foarte inteligent, da, foarte simpatic, cu foarte multe situații care zic eu că sunt și picante, și amuzante, și răsturnări de situații mai ales. Și da, portretizăm mai ales partea urbană a României, că de-aia ți-am spus, mai sunt și personaje care apar pe parcurs, care vin din zona cealaltă, dar aici încercăm să abordăm din unghiul nostru de vedere comic toate tipologiile care se nasc la oraș. Așa nume, băiatul cu bani care și-a o fată trofeu, fetele de oraș care, după cum bine știi... Scuza, cozi fata trofeu, că nu că nu-mi capă. Ca un Oscar. Din și sunt bărbații care au așa ceva. Da, bine, e plin de Oscar-uri. Ah, ce drăguț, scoți unul. Dacă știți, nu sunați-mă. Eu sunt oralul din Italia. Mă bucur că s-a întors din Italia și mai ales că s-a întors către mine. Vino, mamă, exact, după ce... Exact. Tu ești bărbată cu trofeu, a? Că ți-l dau mai târziu trofeu. Raluca. Scuza. E pârlit. E pârlit. Ce pârlit? Pârlit? Eu cred că tu știi ce înseamnă pârlit. A, e săraca. Pârlit știi ce înseamnă. Eu sunt săraca. Poverință. Rugăminte. Eu sunt alergică la săraci. Nu pot. Dacă mă uit la îmi dau seama că... Poți să venire lângă tine, așa. Scuzate-mi, seniora. Dacă mă uit la tine, îmi dau seama că te-au mai păcălit și alții. No, mai. No, mai. Mai. Da, sempre cu bogații. Scuza. Avem fetele de oraș, semiprezente aici pe canapea. Avem băieții de oraș. Avem un personaj foarte interesant care de altfel este și naratorul serialului, ceea ce mi s-a părut foarte interesant așa ca apariție, jucat de către Șerban Gomoiu. Este vorba despre Puiu, care este un fost profesor care nu mai are niciun chior după pandemie și a ajuns în stradă. Și cerșește, dar se mai și descurcă, dar ne și povestește ce se întâmplă exact pe strada Speranței. Așa că avem conducătorul de taxi, șoferul de taxi, care este atât de prezent în orice oraș până la urmă, cu soția lui, cu familia lui, cu bunica de la oraș. Săraci, săraci. Da, avem foarte multe tipologii faine și foarte amuzante, de care sunt convinsă că telespectatorii noștri se vor îndrăgosti. Eu așa zic, noi ne-am dat interesul, să știți. Ideea este că de Denisa, ne-am chinuit, ne-am străduit. Ideea este că de sâmbătă aceasta, da, de pe 7 mai, în fiecare sâmbătă și duminică la Canal D, la ora 20, puteți urmări acest serial de comedie 100% românesc la ora 8. Strada Speranței. Strada Speranței. Și pentru că ai întrebat-o de personaj, trebuie să mai zic ceva despre Mia Tasis. Mia mai are o supraputere, o superputere. Transformă alimentele alterate în alimente proaspete. Știi? Magazinele alea de colț, terasele. Sau... Deci și, băi, are o putere această Mia, te duci și ei de la ea. Deci cine este interesat să cunoască cum se transformă alimentele alterate în alimente nealterate, trebuie să se uite la serial ca să învețe niște lucruri sănătoase, zic. Ceva. Mie îmi pare rău că n-a putut să vină și Diana Dumitrescu, pentru că pe vremuri făceam emisiuni împreună de la mare, știi, și n-am mai văzut-o de mult. Fost îmi pare frumos, rău, da. O fată foarte mișto. Putut. Era o fată. Mă rog, ați venit cu cine s-a putut. Grande vedeta. Facă o vadă, fac selfie cu ea și eu. Clar, clar. Dar pentru Instagram, sigur că are un Instagram. Anche Strada Speranței aici la Instagram, lo sapete, adică știți, da, că avem Instagram. Aveți Instagram? Strada Speranței pe canale D, adică o să vin tot și vedete la canale Desi. Exact cum te-ai dorit tu. Cum se vede din interior faptul că mai e un pic și vine premiera? Adică suntem în 5, în 7 premiera. Păi sincer, nu prea ne dăm seama, pentru că noi filmăm ca să fie cât mai multe episoade, de care telespectatorii postului de televiziune Canal D să se bucure. Da, asta vă ajută foarte mult, că dacă ați sta într-un fotoliu și vă ar dârdâi, știi cum e când muncești pentru ceva și investești în proiectul ăla și aștepți să vezi cum va fi primit, îți trece toată emoția prin cap. Eu mă gândesc.
eu mă gândesc cum o să fie, mă gândesc dacă va fi plăcut, mă gândesc dacă telespectatorii își vor dori să vadă și mai mult decât ceea ce am făcut noi. Mai ales că ai investit acolo. Da, pentru că noi cu toții suntem foarte sufletei și foarte buni profesioniști. Și la cum vă văd, eu sunt sigur că vă și distrați acolo. Băi, ne distrăm foarte tare. Noi facem parte din familia bogată, nu știu dacă ți-ai dat seama. Nu știu dacă v-ați dat seama. La ea, da. Se vede. Îmbrăcată în aur. Da, aur, așa. Si, si. Încercăm să tragem cumva de același bărbat, dar o să vedeți voi despre ce este vorba. Așa, eu din personajul Denisei și noi două suntem mai mult împreună acolo cu Monica, ne întâlnim din când în când pentru că ea face parte din altă familie, familia de bișnițari, de oameni care învârt afaceri, da, goagălul nostru și stăm foarte mult împreună și ne distrăm, evident că ne distrăm. Plus că am prins și foarte mult frig atunci când am filmat. Băi, ideea este în felul următor, că noi am început aceste filmări când era foarte frig, da. Și continuăm aceste filmări când e tot frig. Bă, dar nu mai vine, frate, vara să mâncăme, care să încercăm să stăm la piscină. Frate, să am stat la piscină, am făcut o plajă. Ai de caprele astea. Nu era frig, dar era soare. Când de soare e caldo. Așa, hai mă mică, mai. Scuzate-mi, seniora, era piscină sau patinoar? Era piscină, piscină și cu apă. Așa i s-a părut. Priză de patinoar. Ai auzit-o, nu? Era piscină, da, și cu apă. Nu înțelegeți de ce și-a spart capul. Da. O să vă propunem un joculeț, dacă sunteți de acord. Zi, clar, nu, 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 da, stai, nu, nu, băieții vin mai târziu. Să ne așezăm pe scaunele. Oh, aleu, hai că, uite, ce drăguță! Și eu prea calmă eu, și nu știu ce să fac. Întotdeauna ai încredere în mine. Întotdeauna, îți dai seama, da. Ne așezăm pe scaune. Da, ne așezăm într-o anumită ordine? Sau în ce ordine vreți? Cum vreți voi. Doar să fiți cu spatele către peretele. Exact. Okay. Cu pozele. Da. Și facem așa, poți să te și așezi. A, nu, no, nu pot. A, no. No, prefer o cozi, e bine dacă stau așa. E, okay. e bine, dar nu știu ce Dumnezeu mai jucăm. Oricum, stai, se vede tot. Adică ăsta se vede bine, se vede bine. Se vede bine, molto bene, molto... Stop. Stai jos. Așa. Anyway. Sunt gata. Bun. Dacă încep cu ideea, este în felul următor, te rog eu frumos, dă-mi un pumn în cap. Da. Stai să mă întorc așa ca să nu trag cu ochiul. Vom spune, da. Eu voi spune o poveste, nu știu cuvintele, pe cuvântul meu de onoare, vă jur. Nu, nu le știm. Tot să povestesc niște lucruri și la un moment dat... Noi trebuie să recunoaștem personajul. Trebuie să recunoașteți cuvântul. Cuvântul? Cuvântul? Care nu-mi vine mie. Aha. Să introduceți cuvântul în povestea pe care Teo începe să o spune. Un fel de exercițiu de improvizare. Bravo! Vrăjeală, nu? Pentru tine. Nu, tocmai asta zic, Monica. Nu ești bună la asta? Dar încerc. Nu pot să-mi răsucesc. Uite, stau și eu aici ca să ne ajut pe fete să... Gata. E bine, da? Da, perfect. Mulțumesc, Teo. Stai așa. Ia să vedem, ne descurcăm. Așa, haide. N-am nici cea mai vagă idee. Zicem pe rând sau când știm, zicem? Primul... Băi, frate, băi! Am, la un moment dat, am vrut să-mi cumpăr casă. Descoper că nu sunt în stare singură și atunci apelez la un... Prieten. La un specialist. Agent imobiliar. Thank you! Bravo! Ah, zice cine așa. Casă și bun. Ce succede? Ați început să jucați? Da. E rumeno. Rumeno. Ori italiano. Așa. Eu aștept următorul cuvânt pentru că după ce mi-am cumpărat casa, am descoperit... Hai cu următorul cuvânt. Așa. Am descoperit... Că toată povestea asta a fost pentru mine o întreagă... Tevatură. Balamuca. Balamuca. Nebunia. Greaua. Aventura. Da. Aventuri cu bărbații. Cu bărbații. A fost o aventură cu bărbații. Ah, ce drăguță. Da. Eu mi-aleg bărbații după un criteriu foarte clar. Trebuie să fie bogați. Adică să aibă... Bani. Adică să aibă... Soldi. Cardă. Adică să aibă... Mașină. Avere. Avere. Mulțumesc frumos. Deci, în casa mea se petrec aventuri cu bărbați cu avere. Așa. Am început bine. Bun. Îi dăm mai departe. Din chestia asta de obicei sunt lucruri bune și lucruri nasoale. Când lucrurile sunt nasoale, eu apelez întotdeauna pentru instanță la un avocat. Avem foarte și mult. Noi unul în serial. Este iubitul meu. Vezi? Vezi cum este iubitul ei, tău, Tit. Nu se știe. Tit îl cheamă? Tit. Nu, așa la minte ea. Titusul e avocat. Si, corect, si. Și-l vrei și tu? No. Bă, nu! Cum, nu arată vedeți. Ca și cum l-ar vrea, adică... Ba da, dar nu știu cum arată Tit. Cum arată Claudiu Mare? Eu nu știu cum arată unul pe care nu l-ar vrea ea.
Bă, da. Ce spuneai că trebuie să aibă bărbatul ca să fie ok? Trebuie ai zis să tu, să aibă avere? Adică să aibă... Bani, garda! Putere! Exact, exact, bani trebuie să aibă. Și să fie bătrână, foarte bătrână. De ce trebuie să fie bătrână? Ca să scape repede. Ca să intre în posesia averii mai repede. Păi da, nu suferi când îți moare partenerul. Nu, suferi când se termină averea. Nu, că moare bărbatul, partenerul ții. Aha, partenerul e ok, bărbatul poate să... Așa. Tu de obicei când organizezi un parastas pentru bărbatul după ce moare. Așa. Le dai oamenilor să... E in memoriam, e ceva ca să onorezi. Nu că ea știe că e de la Bârlad, nu-i problemă. Da. Întreabă numai așa de Kiki Bambus. Le dăm mesenilor să bea vin, vodka, da, țuica, da, palinca, da, horinca, da. Și mai ce? Și limoncello. Și bere. Bere, mă, bere, mă, bere. Asta le dăm. Asta la voi. Deci. Așteptând bere. Cuvântul următor. Nu mi piace bere. Dar ce-ți place? Prăzichino. Dar să porți. Ce îți place? Aur. Nimic. Nimic. Adică... Aur, golden. Adică... Bijuterii. Mulțumesc. Bă, slavă cerului. N-am pierdut avion la aeroport. La tine la magazin se adună oamenii și pentru o sfântă conversație despre terțe persoane, care în limba Bârfă. Română am rezolvat-o și pe asta. Iubita mea, a găsit pe Google. Crezi că femeia trebuie să muncească sau să stea la cratiță? Așa. Locul ei. Spun eu că am stat. No! Să muncească. Să muncească. Sí, să muncească. Tu ce muncești? Muncesc pe Instagram. Pe Instagram și pe Facebook. Și plus muncesc, că e o muncă foarte grea. Păi hai să vedem. Bărbată. Hai să vedem. Treci în locul meu și fă ce am făcut eu până acum. Bravo. Dacă tot muncesc. Continuă tu povestea, hai. Crede că am înțeles. Noi ghicim cuvintele. Allora, eu nu voglio mai să am ce să am, că eu mi vreau să săraci. Nu vreau să am niciodată de aia cu mulți copii, cu... Vreți să fii nevastă. Căsnicie. Nu. Căsătorie. Nu. Normalitate. Familie. Normalitate. Sì, brava, brava, signora Teo. Eia. Ma che io când înainte să plec din România mâncam macaroane. No, mama liga. Da, cu brânză. Și mama m-a amenințat cu focaccia. Bravo, bravo, real. L-am mai folosit și acum un pic pe tine. Eu nu sunt ok cu asta. Adică sunt mușcate de cămilă. Mușcate de cămilă. Femeile normale. Femeile normale? Gospodine. Ah, sì, grazie. Bravo! Vezi că femeile normale, știu. Da. E un om care vrea bani și nu are și atunci face qualcosa ilegale. Hoț. Sì. Bravo, signora, bravo, Teo. Bravo. Scuza, che hai detto? Ce hai zis, adică? Nemico. Nemico, continuo. Sapete, signora mia... La sapete, adică o cunoașteți pe doamna toți. Mia, da? Da. Bun, da. Doamna mia e de la noi din... oraș. Nu? No? Din comunitate. Nu? No? De pe stradă. Cartier. Din cartier. Nu, no, unde stau săraci. Unde Mahala. Ah, sì, bravo, bravo, signora Teo, sì. Bravo. Mi place questo gioco. Ia bagă-te și tu. Ia bagă-te mocitul. Bă, nu, Rosalinda. Nu. Prego. Lasă că, știi? Unul muncește și altul se hlizește. Lăsați. V-am povestit eu de mai multe ori că nu sunt capabilă să conduc foarte bine o... Mașină! Nu pot, nu este, sunt un șofer, deși am venit cu mașina aici. Monica a răspuns prima. Asta are dublu sens. Ce punem iarna la borcanel ca murături. Să mâncăm? Normal, direct, nici n-am mai avut... Da. Și din când în când, pe Raluca, putem să dăm acasă, afară din casă, cu ceva cu care facem și curat. Mătura? Exact, da. Așa o să-ți fac în episodul următor. Cine este foarte
alintat, cum se mai zice, și... răsosat. Exact. Iar vă strig jocul. Măi, dar noi nu cumva aici suntem la emisiunea lui Dan Negru? Nu, chiar. Ce se întâmplă în continuu pe strada Speranței fetelor? Apar tot felul de disensiuni și toate se transformă într-un... scandal. Exact, asta se întâmplă pe strada Speranței, dar totul e bine când se termină cu bine. Ziceai că și... Madame Gogol e mai bună decât e tine. E foarte bună. Las-o pe ea. S-o verifică. S-o testăm pe Madame Gogol. S-o testăm pe Madame Gogol. Bun. Stai că... ce mănânci când te uiți la meci? Semințe! Semințe sau popcorn? Popcorn! Semințe! Semințe! Când te căsătorești, este o femeie care tot timpul îți face taca-taca în spate. Acum face cicălește. Tele, cicălește. E, cicălește, dar cum se numește? Cicălitoare. Soacră. Aie. Puta, ce nu era cicălitoare? Nu era soacră. Și cum e un zice, nou pentru tine. Și cum îi zice lui ăla cărei mamă face așa taca-taca? Cum se numește? Gine. Soacră. Soț. Proasta. Soț. Teo. Proasta. Proasta se numește. Da, ai dreptate. Soțul e proastă. Cum o să se numească serialul nostru care începe sâmbătă seara la ora 8 și o să puteți să urmăriți și sâmbătă și duminică? Strada Speranța. Dar cum îi spunem? Nu strada, doar comedie. Nu. Speranța. Speranța. Bravo, bravo, bravo. E perfect. Bravo, Madame Gogol. Încă ceva. Cum este? Nu, uite cum a fost personajul nostru aici de față astăzi, toată ziua, cum a fost. Sexy. Energic. Frumoasă, decolțată, perfectă, plinisimă, blondă, buona. Ce ai tu? Ce am, mă? De toate. Sunt bună. Bine, numai și vrei să vă spun ce are și ce scrie acolo. Ce scrie? Personajul are. Tu? Peu. Tu peu. Tu peu. Eu nu, eu am decolteu. Vă mulțumim din suflet și abia așteptăm să vă vedem sâmbătă la ora 8 seara în strada. În fiecare sâmbătă și duminică. Dar premiera e sâmbătă și avem emoții frumoase pentru ea. Un serial despre care îmi place să spun și spun că în acest serial tristețea dispare ultima și speranța mare. Nu, tristețea pleacă prima, am vrut și eu să fiu deșteaptă în meșteri. Și speranța mare ultima. Întotdeauna. Mulțumim, Teo, mulțumim, Mihai, mulțumim!